Crăciun fericit și bine ați venit la Statistic Vorbind, emisiunea care scoală gazda din pătuț. Mă rog, metaforic vorbind, o să aibă sens mai târziu, promit. Astăzi o să vorbim despre luminițe și târguri de Crăciun. Mai exact, o să ne uităm la pe ce cheltuie orașele banii tăi și o să examinăm puțin ordonanța de urgență care teoretic își propune să limiteze cheltuielile respective. Și toate astea în timp ce eu am să mă chinui să nu mai tot spun se merită. Am înțeles, merită nu e un verb reflexiv. Știu, știam deja, e mai mult un tic de vorbire, că na, știți cum e. Poți să scoți omul din turda, dar nu poți să scoți turda din om. Adică poți încerca, dar na, nu prea te merită. Uite care e faza, pentru că vorbim despre Crăciun, e clar că trebuie să menționez că mie îmi place foarte mult Crăciunul, luminițele, tot ce ține de sărbătoarea asta. Până la urmă nu doar că port costumul ăsta, dar nici măcar nu l-am cumpărat pentru filmări. Îl aveam deja. Deci e clar că iubesc Crăciunul. Dar până la urmă, opinia mea personală nu contează deloc și eu nici măcar nu trăiesc de pe o zi pe alta. Mulțumim patreonilor. În schimb, statisticile arată că economia, corupția și mai ales prețurile și inflația sunt considerate problemele cele mai importante ale țării de foarte mulți oameni. Deci chiar dacă ne place foarte mult Crăciunul, și din nou, și mie îmi place foarte mult, e clar că oamenii își doresc să fim mult mai atenți la cheltuieli. Dar înainte să intrăm în problemă, avem o întrebare foarte importantă pentru voi. De ce au toate orașele roată? Cluj, Oradea, Brașov, Constanța, București, Timișoara, Craiova. Astea sunt toate orașe care nu se suportă între ele și nu comunică deloc și totuși toate au roată. În timp ce noi cântăm colinde și sunăm din clopoței ca oile la păscut, are loc o conspirație de proporții panoramice chiar sub nasurile noastre roșii. Până și colegul meu încerca să vă distragă în episoadele trecute cu conspirații false despre forme geometrice irelevante. Triunghiuri? Serios, ce naiv! Roata e adevăratul mister! Iar răspunsul e simplu. Roțile au fost puse acolo de companiile multinaționale care vor să sporească vânzările de cadouri. Și ce cadou are formă de roată? Exact! O cană văzută de sus! Roțile sunt acolo ca să transmită un singur mesaj subliminal. Cumpără căni! Și dacă nu cumperi căni, nu-i nimic. Puterile mondiale știu să trimită un mesaj. Au fost momente de groază la târgul de Crăciun din Constanța. Mai mulți părinți și copii au rămas blocați în roata panoramică la nicio zi de la o inaugurare. Exact! Dacă nu iei tu roata, te ia roata pe tine! Nu degeaba vine Hrușcă în fiecare an să ne spună scoală gazdă din pătuț! Dar înapoi la Crăciun și la luminițe. Și exact în spirit de conspirație știu la ce vă gândiți. Bine, George, pun pariu că acum o să ne spui că firmele astea profită de contractele lor cu statul ca să tragă foarte mulți bani de la administrațiile locale pe instalat de decorațiuni și chiar pe închiriat de luminițe. Ba chiar poate o să ne spui că firmele astea fac parte din conglomerate mult mai mari, care uneori au acționari offshore prin insulele Caiman și mai știu eu pe unde. Și că folosesc toată puterea asta ca să dreneze foarte mulți bani de la administrații locale, chiar și în orașe mai mici. Asta vrei să ne spui acum, George? Nu neapărat. Dacă anul trecut autoritățile din Bistrița au cumpărat instalații luminoase de 200.000 de lei, acum din visteria orașului se va investi de 4 ori mai mult pentru închiriere de figurine și becuri pentru Crăciun. Cred că oricine a fost măcar o dată în Bistrița și a văzut ce chestii au ei de obicei prin oraș, o să fie 100% de acord că Bistrița n-ar trebui să mai aibă voie să decoreze nimic. Adică, Bistrița, am doar două întrebări despre struțul ăla. Unu, de ce? Și doi, e de vânzare? Dar Bistrița nu e singurul oraș din țară care cheltuie foarte mulți bani pe luminițe și decorațiuni. Ba chiar nici măcar nu e pe aproape de top. București cheltuie peste 5 milioane de lei, Constanța peste 3 milioane de lei și Cluj-Napoca peste 1 milion de lei pe decorațiuni și luminițe pentru Crăciun. Peste 3 milioane de lei pe luminițe, Constanța? Serios? Tu n-ai auzit de Pepco? Deci e clar, cheltuim foarte mulți bani pe Crăciun. Asta, din nou, nu e neapărat o chestie total nouă, doar că anul ăsta fiind criză, oamenii resimt problema mult mai tare. Sau, mă rog, cum ar spune eu cei de la ProTV? Primele instalații au fost montate pe stâlpii din centrul orașului. Decorațiunile sunt mai scumpe cu 25%, dar includ iluminatul festiv atât în Brașov cât și în Poiană. Părerile sunt însă împărțite. Folosesc banii pentru ceva care n-ar fi atât de necesar. Este frumos să fie împodobit.
n-am nici ce să zic asta. Pot face și altceva cu banii. Da, într-adevăr, părerile par foarte împărțite. Între oameni care nu prea sunt de acord și oameni care nu sunt de acord deloc. Și mai mult, fiind criză și mai ales pentru că România are un deficit bugetar cam greu de controlat, guvernul nu a stat pe loc. Adio târguri de Crăciun, revelioane de stradă, concerte și festivaluri din bani publici. Primăriile nu au voie să-și cheltuie bugetele așa. Guvernul vrea să facă economii ca să acopere gaura din buget, iar o ordonanță specială a fost pregătită de Coaliția de Guvernare și va fi adoptată curând. Dar, George, orașul meu are târg de Crăciun și chiar pare foarte scump. Deci bănuiesc că ordonanța aia nu s-a mai aprobat până la urmă, nu? Mă bucur că am întrebat. Ba da! E ordonanța 90 din 2023 și deși teoretic își propune să limiteze sau chiar să interzică unele dintre cheltuielile făcute de sărbători, situația în practică e mult, mult mai complicată. Dacă vă referiți la celebrele cheltuieli care țin de festivaluri, concerte, evenimente, acestea vor fi chiar interzise, cu excepția celor care privesc sfârșitul de an, cheltuielile autorităților locale și ale aparatului bugetar în ultima lună din an sau chiar începând cu luna noiembrie, au ajuns la de 3-4 ori media lunară din cursul anului. Exact. În timp ce s-au eliminat niște cheltuieli, de exemplu în Craiova s-a anulat un concert cu Theo Rose și Smiley pentru târgul de Crăciun pe care urma să dea peste 70.000 de euro, dintr-o combinație de excepții și planificări, târgurile tot s-au ținut. Și în timp ce asta pe de-o parte e bine pentru că oamenii se bucură de târguri, trebuie să ținem minte din nou că vine criza și s-ar putea să trebuiască să fim mai atenți. Pentru că situația economică se schimbă, dar nu trebuie să mă credeți pe mine, avem experți pentru asta. Bună seara și sărbători fericite! Eu sunt Baniel Mocanu, coincidență de nume, iar asta este prognoza financiară de sărbători. Din cauza inflației, lerul valorează acum doar 0,9 leri. Acesta va fi primul Crăciun în care lerul nu mai este ler. Pentru că au renunțat la grindset din cauza crizei, magii de la răsărit se vor numi de acum magii de la 11-12 așa, pe la amiază. Din cauza crizei energetice, copiii răi nu vor mai primi cărbune, vor primi LED-uri. Pentru a compensa eliminarea facilităților fiscale, de Crăciun, angajații din IT vor primi fiecare câte un Bitcoin. Dacă sunt cuminți, cei care sunt răi vor primi un Cardano și promisiunea că își revine prețul până la urmă. Și în final, colindatul la Gigi Becali acasă rămâne și anul acesta sursa principală de venit a românilor de sărbători. Eu am fost Baniel Mocanu, asta este prognoza financiară pentru sărbători și vă urez sărbători fericite și la mulți bani. Bun. Am înțeles care e problema. Dăm prea mulți bani. Dar știm că voi vreți soluții. Doar că, din păcate, la o problemă așa de complicată, soluția n-are cum să fie simplă. În schimb, cel mai probabil o soluție care ar funcționa ar trebui să implice următoarele chestii. Niște limite pe cheltuielile publice care să fie realiste, dar dure și fără excepții, implementarea lor din timp și prin lege organică, nu printr-un OUG, și, eventual, adaptarea lor la indicatori macroeconomici. Dar asta nu o să se întâmple niciodată, banii sunt deja cheltuiți, așa că hai să facem mișto de decorațiuni. Nu de alta, dar dacă tot dăm atât de mulți bani, hai să vedem măcar ce primim de banii aia. Uite, de exemplu, în București. Noutatea evenimentului este această scenă secundară destinată DJ-ilor, numită și scena urbană. Aici se vor mixa cele mai cunoscute melodii de Crăciun. Urban! Și bineînțeles, cine o să fie invitat la scena pentru DJ de la Târgu de Crăciun? Ștefan Hrușcă. Până la urmă, el face cele mai inedite mixuri. E singurul om care poate să mixeze chelia cu pletele. Dar până și asta tot e mai bine decât în anii trecuți, când Gabriela Firea a dat mult prea mulți bani pe decorațiuni cu fotbal. Bine, râdeți voi, râdeți, dar ne-am calificat la euro. Ne-am calificat, deci decorațiunile funcționează. Dar bineînțeles, nu putem vorbi de luminițe și târguri de Crăciun fără să vorbim de Craiova. Cei care ajung în centrul orașului Craiova intră fără să vrea în țara lui Moș Crăciun. Capitala Olteniei a îmbrăcat straie de sărbătoare și cele 2 milioane de luminițe au fost aprinse în timpul testelor. 2 milioane de luminițe poate că sună excesiv, dar pe de altă parte, ăsta era singurul mod în care Craiova putea fi 100% sigură că de Crăciun o să aibă mai multe luminițe decât cuțite.
Dar pe lângă luminițe, Craiova are și unul dintre cele mai apreciate și, bineînțeles, scumpe târguri de Crăciun din Europa. Și, Doamne, ce tare sper că nu au dat bani și pe chestii stupide cum ar fi, nu știu, un trenuleț care pare că se hrănește cu sufletele copiilor. Na, știam eu. Bine, nu-i de parcă decorațiunile de Crăciun nu au niciun scop. Există studii care arată că decorațiunile au efecte psihologice pozitive. Culoarea poate fi folosită să reduci stresul și anxietatea și mai mult, sunt studii care arată că atunci când oamenii văd o casă decorată, tind să vadă proprietarii ca fiind mai sociabili și mai de treabă. Deci, dacă vrei ca vecinii tăi să te vadă ca fiind mai sociabil și mai de treabă, decorează-ți casa. Pe de altă parte, oricât ar cheltui Craiova pe târgul ăla de Crăciun, tot nu. Deci e clar, decorațiunile sunt un lucru absolut minunat, până în punctul în care unii oameni recurg la măsuri extreme ca să pună mâna pe decorațiuni. Hoții din Câmpia Turzii au furat Crăciunul, aceștia au spart magazia unde erau depozitate decorațiunile de Crăciun folosite anii trecuți. Primăria a observat lipsa acestora în momentul în care a vrut să se ocupe de decorarea orașului. Da, cineva chiar a furat decorațiunile din Câmpia Turzii, ceea ce e foarte trist. Adică dacă este un oraș care are nevoie și el de o bucurie pe an, e Câmpia Turzii. Și multă lume crede că omul ăsta care a furat decorațiunile e ceva grinci care urăște Crăciunul. Dar dacă stai un pic să te gândești, el are cele mai multe decorațiuni din tot orașul. Pentru că le are pe toate. Adică, până la urmă, cât de greu poate să fie să-l găsești? Trebuie doar să cauți o casă care e decorată așa. Dar știți cine 100% nu a furat decorațiunile din Câmpia Turzii? Primarul din Târgu Mureș, unde bradul arată așa. Vedeți? V-am spus că situația e foarte complicată. Adică, până la urmă, avem nevoie de decorațiuni, dar nu poți nici să cheltui milioane de lei pe decorațiuni ca Thomas the Tank Engine din Craiova, dar nu poți nici să-ți tricotezi propriul brad handmade ca cei din Târgu Mureș. Până la urmă, Crăciunul e un prilej de bucurie și e important să avem bucurii, chiar și pe timp de criză, poate mai ales pe timp de criză. Plus că e foarte bine că ordonanța respectivă a mai redus din cheltuieli. Sigur ajută, chiar dacă și doar puțin. Dar pe de altă parte nu putem să pretindem că ordonanța asta a eliminat complet abuzurile și cheltuielile ineficiente. Ce ar trebui să facem e să luăm ordonanța aia ca pe un punct de start. Să mergem mai departe și să continuăm să eficientizăm cheltuielile din bani publici, dar fără să eliminăm complet distracția. Dacă nu facem asta, în anii următori o să avem în continuare parte de Thomas the Tank Engine, DJ Hrușcă și mai ales multe. Foarte multe roți. Mă rog, statistic vorbind. Hoții din Câmpia Turzii au furat Crăciunul, aceștia au spart magazia unde erau depozitate decorațiunile de Crăciun folosite anii trecuți. Primăria a observat lipsa acestora în momentul în care a vrut să se ocupe de decorarea orașului.